Marius, aș vrea să ne uităm, o să ne uităm și la câteva faze din etapa asta proaspătă, dar aș vrea să ne uităm și la ce ne spune domnul Vasaras, care prin intermediul FRF ne analizează câteva faze. De ce? Pentru că noi ne agităm pe aici, discutăm, mai sună unul, mai sună altul, a fost faul, n-a fost faul, ne-au furat, nu ne-au furat. Marius mai zice acolo așa s-a procedat, acolo ce s-a întâmplat, dar rămâne discuția aici. Adică, după care, după vreo lună și ceva, vine domnul Vasara și ne luminează. Și pe cazul, cred, să mai comentăm și luminările domnului Vasaras. Așa că, hai să ne uităm la câteva din fazele analizate de domnul Vasaras, chiar dacă ele sunt de pe... Cât? 3 octombrie era una, parcă. Nu mai știu de când. Adică... Sunt faze chiar din luna octombrie, exact, Da, de pe din la luna, finalul lunii mai pe la octombrie, finalul de da? luna octombrie. Aici un pic te-aș și contrazice. Nu m-a luminat prea mult. Adică el ceea ce face prin aceste analize, dă niște verdicte, ne spune acolo a greșit, acolo un arbitru l-a greșit. Aceasta e o fază concludentă de la meciul Lucluș-CFR. Dacă îmi permis să mai și comentez ce spune domnul Vasaras. Da. Când e aproape arbitru, poate judeca greșit. Păi, nene, dacă e aproape, poate judeca greșit. Dacă e departe, poate judeca greșit că n-a văzut că e departe, nu? Pentru că, hai să și auzim puțin vocea domnului Vasaras, că cred că reușim să ne audă lumea bine. Deci, VAR verifică incidentul, arbitru știm, a dat galben aici. Din păcate, deci, unfortunately, au judecat în mod greșit. Păi, asta știm și noi să spunem. Asta am concluzionat și noi în emisiune. Asta puteam să spun și eu, fără să-l întreb pe Marius, că e o fază foarte clară. Mă rog, și poate unele și mai puțin clare reușim să le descifrăm. Vine și Marius și îmi spune chestia asta, la care eu vin și îl întreb pe el. Păi dar de ce? Ok, arbitru n-a apreciat bine viteza, n-a văzut nu știu ce. De-aia există VAR, nu? Și domnul Vasaras ne spune decizia corectă era cartonaș. Da, știi că lucrul ăsta l-a făcut și la... Adică, asta cred că e al doilea calup pe care l-a pregătit Vasaras. Da, mă rog. Că mai făcut și luna trecută, da, cu, da, iar da. O serie de 6-7 faze da. De genul ăsta, din care 6 sunt niște faulturi de genul ăsta sau niște situații de genul ăsta, adică clar e o greșeală de arbitru. Adică pe mine nu interesează că astea s-au judecat la momentele respective, când s-au jucat meciurile. Adică pe noi ne interesează de ce nu intervine VAR-ul în situația asta, da. De ce VAR-ul e un penalti, de exemplu, FCSB cu FC Argeș la Garita, care doar VAR-ul poate vedea și de ce n-a intervenit VAR-ul în situația aia, adică în situațiile în care noi folosim VAR-ul. Că așa o fază de genul ăsta, că da, poate îi scapă unui arbitru, aici problema e, domnule, că arbitru trebuie să-i dea roșu, trebuie să-i dea faul. Domnul Vasar, asta VAR-ul a susținut decizia? Păi da. Păi, pentru că și cel din VAR a considerat că a luat decizia bună omul ăsta. Galben. Păi, te rog, Marius, hai da. Să... Exact cum spuneam mai devreme, Chirios Vasaras ne spune evidența. Da. Un faul clar, bun, știi, greșit. Știi ce face totuși în plus Vasaras? Ne confirmă. Ne că confirmă, noi, oricum, da. După ce discutăm, dar putem să ne întrebăm. Dar cine știe, la CCA poate au judecat-o altfel. Deci și măcar au zis, bravo, bravo, măcar ne confirmă. Decizia, putem să facem o emisiune și de pronosticuri de genul ăsta și să așteptăm luna să vină domnul Vasaras să ne confirmă. Exact răspunsurile care pe noi ne interesează la întrebarea de ce s-a greșit și mai o întrebare. Ce s-a făcut pentru a se evita pe viitor genul ăsta de greșeală? Pur și simplu, da, uite, aici s-a greșit și mergem mai departe? Sau am discutat cu arbitrii, uite ce mi-au spus, pentru că a interpretat într-un mod rigid sau și le recomand pe viitor să nu mai facă așa. N-a înțeles nimeni de ce s-a greșit și nici ce se face ca să se evite genul ăsta de greșeală. Decide să susțină decizia. Da, asta văd și eu. Dar mai departe? Mai departe, doar îmi confirmă că au greșit și cel și arbitrul de pe teren și VAR și gata. Pentru concluzie e una singură. Scuză-mă, concluzia e una singură. Sunt arbitri foarte slabi. Sunt arbitri nepregătiți. Sau, a doua variantă, sunt niște tâlhari. Sunt niște hoți la drumul mare. Scuză-mă. Nu știu ce puteai tâlhărie. Adică, mă rog, puteai tâlhărie în orice situație. Dacă era îți dau de exemplu de meci recent. Poate că vorbim
Nu mai știu despre ce meci, la ce meci te referi. Cu toată considerația pentru Mladenovic. Așa. E un tip onest, din punctul meu de vedere. Hai că vorbim puțin mai târziu de Cebal, da? Okay. Bun. Hai să mai mergem la alte două faze din Șep și FCSB, analizate și de domnul Vasaras. Ținerea în careu a lui Daua, minutul 21 din Șep și FCSB. Meci din 24 octombrie. Nu-i așa că l-ați uitat? Între timp. Așa. Da, metoda asta de a... Iartă-mă, Marius, cu te întrerup. Da. Nebunesc când da, ce spune Vasaras. Nu e ușor pentru arbitru să vadă... Părerea asta trebuie să ne spună șeful CCA că nu e ușor, ușoară meseria de arbitru? Nu vă mai faceți oameni buni arbitri dacă nu e ușoară, dacă e atât de grea și e prost plătită. Exact. Nu vă mai faceți... De ce vă faceți arbitri, băi, nene? De ce vă faceți arbitri? Tu de ce te-ai făcut arbitru, domnul Avram? Nu era grea meseria de arbitru? Ți-o asumi. Ți-asum că e grea. Păi asta, asta aștept eu de la șeful CCA să-mi spună cât e de greu. Asumi, îți asumi lucrul ăsta. Păi îți asumi că e grea. Și cu bune și cu rele, îți asumi și nu ieși să te plângi. Putem trece de nivelul ăsta, da, domnul Vasara, să nu ne mai spuneți cât de grea e, e meseria de arbitru. Că nu poate să... Ba, dacă e aproape, nu poate să vadă că n-apreciază bine că e prea aproape. Dacă e mai departe, nu vede din cauza că e pe linie cu ăla care... Și atunci ce facem? Păi vine varul. Și vine varul. Okay. Și îți dă și cu varul în cap. Zice că, păi da, vorbesc foarte serios. Și bun, pe 2000 de euro. Că... Și pe 2000 de euro. Nu are vede. 2000. Și, păi că, 60 de milioane. Cât? 70 de milioane. Arbitru de centru, 6.000 și ceva de lei. E, da, da, și cheltuie. Dar, na, mai e și mici. Da, da, se decontează și unele cheltuieli în transport și berea, da. Se mai decontează. Da, nu, nu banii neapărat sunt în discuția, cât faptul că, într-adevăr, sunt foarte multe faze pe care arbitrii ar putea să le rezolve și fără VAR, dar cu atât mai mult cu VAR, mai ales cea pe care am văzut-o mai devreme, cu intrarea aia, cu tălpile pe tibia jucătorului, ce trebuie mai mult decât de atât. Dar, ok, într-un fel, el încercând să găsească circumstanțe arbitrilor, de ce o fi greșit la faza asta, este mascat de corpul jucătorului. Dar lucrurile astea de genul că este, nu este ușor, într-adevăr, nu e ușor, nu e... Nimeni nu vrea să audă asta, eu sunt de acord cu tine. Poate și... așa se fac analizele și pe la UEFA, nu exclud. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ni le vândă în mod public. Da, aici e o analiză pe care trebuia făcută intern. E o fază pe care n-am înțeles de ce a pus unele faze, pentru că ele în final sunt niște faze clare, judecate corect. Păi, asta spuneam de eu, că eu nu înțeleg intervenția. Dar eu bănuiesc că pentru a mai ieși, probabil există presiune pe CCA să iasă pe anumite situații. Și pentru a nu ieși doar cu fazele alea pe care există presiune, pentru a nu exista probabil suspiciunea că ce faci, analizezi la o echipă, dar la alta nu, atunci ei ies cu un calup, unele mai clare, unele mai simple, unele judecate bine și printre ele le mai strecoară și pe acelea pe care de fapt vroiau să le analizeze.